Atunci? Da, ce s-a întâmplat atunci când ziua accidentului? Mai ții minte? Da, doar ne-am dus cu tractorul pe deal, am luat boabile și am plecat acasă. Și la ovale, greutatea prea mare, ne-a împins la ovale și ne-am răsturnat. Nu tu conduceai tractorul? Nu. Erai cu un prieten, tu lucrai prin sat, mergeai la muncă pe acolo sau cum? Da, sunt angajat la o firmă. Deci lucrai destul de des pe acolo, da. Tractorul nu era pentru prima dată. Da, da, da. Și îți mai amintești, te-ai lovit, cum a fost atunci? Da, după ce s-a oprit tot, mi-am revenit, am văzut că nu mai pot să mă mișc, la jumătate în jos. Am căutat telefonul, nu l-am găsit. Și a venit prietenul ăsta meu, zna la salvare. Am stat, nu știu, jumătate de oră până a venit ambulanța. Și după aia am venit la spital. La spital ce ți-au zis medicii? Noaptea aia n-am realizat eu, nu știu. A trecut... Bine, cum m-am mutat, m-am dus la rază, la... A fost o mișcare și nu ți-ai dat seama. Da, da, da. M-am trezit a doua zi în salon, mai bine, mai... Îți simțeai picioarele a doua zi? Nu. Te-ai speriat? Nu. Adică ți-ai imaginat că, nu știu, s-a întâmplat ceva de nu le mai simți? Sau... Da. Ce da. Gândeai tu atunci când ai văzut că nu, de la jumătate în jos nu mai simți picioarele, nu mai... Nu știu cum să vă zic. Ce nu sunt să zic, am realizat, nu știu. Îți era frică de ceva, de, că nu o să le mai simți niciodată? Să nu te-ai gândit nicio clipă la chestia asta, cum să ajungi? Ba da, m-am gândit, dar nu știu cum să vă explic. M-am simțit oarecum. Prost. Am simțit să plec o leacă. Dar ai avut speranță că o să fie bine? Am avut. Dar trebuie să mai ai. Tocum am înțeles că ai nevoie de un scaun cu rotile, nu să... Da. Nu-ți poți cumpăra unul și ai nevoie de un scaun, să poți ieși afară, să te plimbi, să... Să ies, să plimbi, să mă... Treacă timpul mai ușor. Tocum cum ești? Bine. Am înțeles că ai deja 2 săptămâni de când ești acasă. Da. Tu îți dorești ceva, nu știu, să faci ceva, adică cum îți vezi tu viitorul de acum? Nu știu, nu m-am gândit la asta. De ce l-ai luat la tine să-l îngrijești tu și nu l-ai lăsat acasă la țară, la îngrijești? Pentru că e greu la țară. La țară nu avem apă, nu avem canalizare, e căldura... Bine, sunt lemne, dar nu e ca la Iași. E nu altceva. Nu avea cine să aibă grijă de el. Avea cine să aibă grijă dânsul. Era mama care avea grijă dânsul, dar cât o să-mi fie mie de greu, cât nu, am zis că eu o să fie mult mai greu. Și am zis să-l țin eu perioada, măcar iarna. Și apoi, când o avea căruțul, să fie el stabil și mai bine, O să-l ducem la țară. Alte medii acolo, mai curat, mai... plimbă. Cât poate. Dar este mai mult să altfel atmosfera cu el? Da, păi soțul meu, sora, avem prieteni, e altfel. Un mai destresat și pe el. Da, e un mediu mai tânăr, să zic. Mai tânăr, de care el are nevoie. Momentan. Nu știu cum o să vă descurcați să coborâți cu el până la parter, stând la etajul 3. Să luăm sus, la propriu și la figurat. Nu avem lift, nu avem rampă. Hai să ne descurcăm. Orice, numai să-l ajutați. Exact. Să-i fie lui bine. Da. Simt.